Un tânăr de 25 de ani a sfârșit tragic pe o stradă din centrul orașului Cluj-Napoca. Plecase în zor la drum, supărat că ar fi pierdut la jocurile de noroc, potrivit martorilor. După scurt timp însă a intrat cu viteză într-o curbă și s-a izbit de un stâlp. Accidentul înfiorător a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în zonă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul a parcurs doar un kilometru, avea viteză, iar într-o curbă a intrat pur și simplu într-un stâlp de electricitate. Motorul a fost azvârlit câțiva metri și a luat foc. În impact, mașina a fost tăiată în două de stâlpul de beton. Șoferul n-a avut nicio șansă, s-a prăpădit pe loc. Impactul a fost unul extrem de violent. Copacul care se afla aici a fost rupt, iar stâlpul care a distrus mașina a fost smuls de-a dreptul din asfalt. Odată ce au ajuns la fața locului, pompierii au găsit un autoturism puternic avariat în care se afla un tânăr încarcerat. Din nefericire, acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața. Tânărul ar fi plecat în trombă, spun martorii. Era supărat că pierduse la jocurile de noroc. Avea 25 de ani, a studiat dreptul, însă de câteva luni nu mai lucra. Colega mi-a zis că băiatul a venit aici, a băgat ceva bani mulți și a plecat nervos. După ce a plecat de aici, a făcut o tură roata și a ajuns de derapat. Consumase probabil și alcool sau... Da, era un client fidel. Mașini puternice și asta se întâmplă. Nu pot să-mi imaginez cum a putut să vină. Dar vedeți că ne uitam acum, e curba asta aici, așa, având viteză. A mai fost și anul trecut un accident, dar nu a murit nimeni. A intrat în casă, bănuiesc că a fost viteză, dacă s-a rupt mașina în două și a intrat în stâlp. Polițiștii anchetează întreaga poveste.